promisiune pentru societate. În același timp, când spun acest lucru, aș dori să fie înțeles de toată lumea că, de fapt, o promisiune nu este doar acelui care o face, ci și acelui care este în stare să o primească. Când am spus că opinez că această carte este o promisiune pentru societate, sper din tot sufletul ca nu doar cititorii și nu doar Sebastian Burduja, autorului, dar și oamenii care sunt lângă el, oamenii care își dau voie lor înșiși să fie lângă Sebastian Burduja, cred că toată lumea care nici nu a auzit de carte și nici nu a auzit de Sebastian Burduja, își poate permite să facă parte din această promisiune, să-și o însușească, căci vă asigur, această promisiune este pentru toată lumea.